Iar? Bună dimineața, am revenit în studioul Apolonia TV. Alături de noi în această dimineață se află Elena Troia, reprezentant de PR al aeroportului Iași. Bună dimineața și bine ai venit în studioul nostru. Bună dimineața, bine v-am găsit. Elena, spune-mi în primul rând, pentru că zilele astea există probleme cu vremea din București, ce se întâmplă? Cum decurg zborurile la aeroport? Ce să se întâmple? Pe pista din Iași se poate aterizea, deci există toate condițiile pentru ca aceste operațiuni de aterizare să se desfășoare în condiții normale. Au loc întârzieri, da, de regulă. Ieri, de pildă, cursa de Otopeni a întârziat cu o oră și 15 minute. Da, asta nu din cauza aeroportului Iași, ci din cauza celor din București. Adică, mă rog, din cauza București, pentru că acolo au fost nisori abundente. Probleme sunt și pe vreme de ceață. Cum se pot rezolva? Eu știu problemele astea. Adică, sunt sisteme care ajută aeronavele să aterizeze pe timp de ceață? Pista noastră este dotată cu echipamente performante, anticeață. Acestea funcționează corect, la fel și sistemul de balizaj, însă trebuie știut faptul că în astfel de condiții, atunci când vizibilitatea coboară sub 200 de metri, așa cum s-a întâmplat la Iași nu odată, practic nici echipamentele performante nu fac față. Da. Și foarte important de reținut, pilotul este cel care decide în ce condiții aterizează. Ok. Bun. Crește numărul de zboruri. Ce planuri aveți pentru anul acesta legat de numărul de zboruri? Se anunță Madrid, se adună, am înțeles, și alte, încă o destinație din Cipru, da, pentru anul ăsta? Larnaca, da. Da? Dar sunt curse care au fost deja confirmate de anul trecut. Vorbim de 5 curse. Barcelona, Köln, de asemenea Bruxelles, dar și Larnaca și de asemenea Catania. Sperăm că aceste curse să aibă succes. Iată, în sudul Italiei nu aveam până acum deschidere, dar există foarte multe solicitări în acest sens. Bruxelles este capitala administrației europene, sunt mulți tineri care... Când se lansează cursa spre Bruxelles? Spre Bruxelles pe 30 martie, Barcelona pe 27 martie, așadar începem din primăvară cu vești foarte bune, iar din iulie celelalte două curse. Ok. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să facem așa un bilanț al numărului de pasageri. Unde se află în momentul de față aeroportul Iași și unde vreți să ajungeți, eu știu, la finalul anului, da? Pentru prima dată în istoria sa, iată, aeroportul Iași se află pe locul 3 în rândul aeroporturilor regionale din țară. Practic am depășit propria prognoză de 350.000 de pasageri în 2015. Da. Am ajuns la 381.000. Ceea ce confirmă încă o dată locul nostru fruntaș, iar estimările pentru anul acesta sunt de 700.000 de pasageri. 700.000, deci practic o dublare, vă doriți o dublare. Trecut. O veste foarte bună. Pe de altă parte, va trebui să regândim capacitățile de procesare a pasagerilor în aceste condiții. Nu știu, vă gândiți să mai construiți un nou terminal? Dacă se dublează numărul de pasageri, adică îmi dau seama că tranzitul va fi mult mai mare. Asta practic ar însemna recalcularea capacității de procesare, realizarea unei infrastructuri de terminal, un terminal mai spațios, mai modern, care să acomodeze toate nevoile. Apropo de terminalul actual, știu că exista la un moment dat, existau niște cetățeni care se plângeau de faptul că în interiorul aeroportului nu sunt afișate cursele sau chestiuni de genul ăsta. Ce se întâmplă de fapt acolo? Lucrăm deocamdată la partea aceasta tehnică în ceea ce privește monitoarele care să afișeze exact situația zborurilor în timp real. Lucrăm și la site. Ok. Pentru a veni cu informații complete și pentru a reda, de altfel, acele informații când există situații mai delicate. Ok, deci în viitor, practic, cursele vor fi afișate în timp real pe monitoarele, adică situația curselor va fi afișată evident, în timp evident, real. Evident, aceste lucruri necesită timp. Noi deja am început să amenajăm și spațiile de închiriere din incinta terminalului, după cum ați văzut. Ok, apropo de spații de închiriere, știu că acolo o să fie mai multe servicii. Despre ce e vorba? Servicii de... Sunt magazine duty free, sunt deja două mini-restaurante, vom avea și un birou modern de informații, un birou de exchange, așadar lucrurile se mișcă și vom organiza și evenimente culturale. Evenimente culturale în aeroport? Da, într-un spațiu neconvențional. Dacă veți veni zilele acestea la aeroportul din Iași, veți putea găsi o expoziție de fotografie realizată de ProImage, cei cu care noi colaborăm de mai multă vreme.
Sunt fotografii cu măști care amintesc de carnavalul de la Veneția și sperăm ca în acest fel să atragem cât mai mulți pasageri pentru această destinație, deși Treviso este o destinație foarte căutată. De ce ați ales să deschideți, eu știu, aeroportul spre zona asta culturală și de ce cu un carnaval, cu fotografii despre un carnaval de la Veneția? Carnavalul de la Veneția are loc în fiecare an, la început de an, da. Iată, în această perioadă, începe pe 23 ianuarie până pe 8 februarie, așadar timp perechet pentru cei care doresc să viziteze Veneția. Și spune-mi, te rog, ce alte activități culturale mai pregătiți la aeroport? Probabil mini-concerte, dar sunt surprize rezervate. Sunt surprize rezervate pasagerilor, așadar nu le putem divulga, dar cu siguranță încercăm să animăm atmosfera în terminal și să deschidem spre artă, spre frumos. Am înțeles. Deci există, practic, șansa că dacă zburăm de pe aeroportul Iași, să ne trezim că am coborât din avion și în avion se întâmplă un concert și toată lumea e foarte veselă. Invers. De regulă, în sala de plecări se întâmplă evenimentele acestea. Ca să plecăm fericiți. Da, pentru că timpul pe care îl petrecem până urcăm în avion să fie cât mai plăcut. Ok, am vorbeam adineauri despre un nou terminal și despre noi capacități de infrastructură. Ce se întâmplă cu drumul? Pentru că în momentul de față drumul este unul cu foarte multe curbe, așa, foarte sinuos, da. E greu să ajungi. La un moment dat era și problemă cu el că avea și multe gropi. Între timp s-au mai rezolvat problemele acolo. E un drum cu o singură bandă pentru 700.000 de oameni pe care vi doriți până la finalul anului. Cred că ar trebui și un drum. Da, dar acest lucru nu stă în sarcina noastră, ci a municipalității. Într-adevăr, este nevoie de un drum de acces care să fie proiectat și executat pe minimum două benzi, astfel încât accesul să nu mai fie obturat, așa cum se întâmplă deseori. Există șanse să se întâmple acest drum anul acesta? Din ce informații? Noi sperăm, avem un plan de dezvoltare așa ceva, dar nu depinde doar de noi. Ține de municipalitatea trebuie să se deschidă spre acest proiect. Ok, am intrat pe pagina de Facebook și văd aici în felul următor. Din 328 de recenzii, 247 sunt 5 stele. Deci 247 de utilizatori au oferit 5 stele aeroportului Iași. Da, și ne bucură acest lucru. În mod frecvent primim semnale de acest gen. Doar 31 de vizitatori au oferit 4 stele. Deci o diferență foarte mare. Probabil că cei care au oferit 4 stele sunt cei care au avut probleme cu parcometrul. Pentru că s-a vorbit că se tot blochează parcometrul acela din cauza frigului. Avem în vedere pentru acest an să asigurăm un număr mai mare de parcometri, astfel încât să fluidizăm mișcările din zona parcării. Am înțeles. Deci vă doriți să îmbunătățiți zona asta? Cu siguranță. În general, ne dorim să îmbunătățim toate serviciile care sunt destinate pasagerilor. Care sunt punctele forte ale aeroportului Iași, dacă ar fi să faci o recenzie, o trecere în revistă? Care sunt lucrurile cu care vă mândriți, de fapt? Pe de o parte am reușit, pe partea aceasta de business, să diversificăm portofoliul de rute spre zone foarte importante din Europa, dar țin timp pentru acest an să conectăm Iașul și spre zone mai puțin cunoscute din punct de vedere economic, dar unde există comunități mari de români. De asemenea, ne dorim să conectăm Iașul cu zone din nordul Europei, pentru că cel puțin pe partea aceasta de etnic s-a observat o migrație a românilor din sud spre nord. Spre nord, da. Țintim și alte hub-uri mondiale, cum ar fi Amsterdam și Dubai, deci avem planuri mari. Și de asemenea ne mândrim cu infrastructura modernă pe care am reușit să o realizăm, lucru care atrage foarte multe companii. Iar la puncte de îmbunătățit? Ce aveți în plan de îmbunătățit pe viitor, în viitorul apropiat? Serviciile despre care vă vorbeam, da. Site-ul la care lucrăm în acest moment. Okay. Și sperăm să mai atragem alte companii. Exact asta vreau să te întreb acum. Câte companii aeriene operează în momentul de față la Iași? Câte destinații sunt? Hai să facem și o trecere în revistă. Sunt 16 destinații externe, în afara Bucureștiului, da, cursa internă. Sunt rute operate de 4 companii diferite. Sperăm, cum am spus, să atragem și alții parteneri dacă vorbim de companii aeriene, însă
despre aceste lucruri nu vom putea da prea multe detalii până nu concretizăm discuțiile. Noi suntem în continuare în negocieri cu aceste companii și sperăm că vom reuși să deschidem și alte rute solicitate. Apropo de companiile care operează, știu că la un moment dat se vorbea foarte mult și au ieșit câteva informații în presă, la colegii din presă, care vorbeau despre cea mai mare companie low cost din Europa, care e posibil să deschidă o bază la Iași. În ce stadiu se află? Cea mai mare companie low cost din Europa. Vorbiți de Wizz Air, probabil. De Ryanair. Sau de... Nu se știe deocamdată, deci nu pot să risc și să spun lucrurile astea, pentru că nu avem deocamdată confirmări. Cert este cu această companie despre care vă vorbeam, care va deschide, într-adevăr, o bază aeriană la Iași. Lucru care ne confirmă încă o dată că Iașul are potențial. Ok, cursele interne au devenit foarte atractive pentru operatorii aerieni. E deja concurență pe Iași-București în momentul de față. Sunt două companii care operează Iași-București. Exact, și suntem singurul aeroport din regiune, din Moldova, care operează acest zbor cu două companii diferite. Sunt în medie câte 6-7 zboruri pe zi către capitală cu cele două companii. Sunt și oferte în această perioadă, dar cei interesați trebuie să urmărească site-urile companiilor, pentru că, iată, spre București, după cum bine știți, au fost oferte foarte avantajoase, de doar 89 de lei. Exact, asta vreau să spun, că se promovează ca fiind mai ieftin decât trenul și dacă e să iei fără... Deci 89 de lei cu tot cu taxe? Sunt incluse taxele, bagajul de mână, în limita 10 kg, bagajul de cală, în limita 31 de kg, de așa, dar multe avantaje. Economii sunt nu doar bani, ci și timp. Ci și mult. Timp, într-adevăr. Pentru că zborul până la București durează doar 45 de minute, comparativ cu un drum spre capitală cu autocarul sau cu trenul, care durează 6-7 ore. Da. Și apropo de tren, chiar ieri sau altieri, trenul Iași-București, cel de noapte, care pleca din Iași înspre București, a avut întârziere 3 ore. Au ajuns ieșenii la București în jurul orei 9 dimineața, în loc să ajungă pe la 6. Așa că aeroportul e o variantă mai bună să zburăm. Mult mai bună. Că e și cu foarte puțin, dar e mai ieftin decât trenul. Trenul e 90 și ceva. Da, diferența nu este foarte mare. Mai sunt și promoții fulger. Okay. Valabile doar o singură zi, deci îți faci rezervare doar în acea zi pentru o perioadă dorită. Unde putem să aflăm despre aceste promoții fulger care sunt făcute? Pe site-ul companiilor care ne interesează, acolo sunt aceste promoții. Am avut zilele trecute spre Treviso și Milano astfel de oferte. Prețul unui zbor dus-întors pornind de la 29 de euro, respectiv 41 de euro. Deci foarte dus-întors? Avantajos. La 41 de euro. Da, sună bine. Sună foarte bine. Păcat că n-am știut, dar uite, să știm pe viitor să urmărim site-urile companiilor cu foarte mare atenție. Dacă și site-ul nostru, bineînțeles, pentru că acolo venim cu informații de ultimă oră. Și mai ales că va fi updatat în curând, da? Promiteați că veți lăsa site-ul și pagina de Facebook, evident. Ok, povesteam adineauri despre faptul că vreți să dublați capacitatea de pasageri anul acesta. Bănuiesc că faceți și un efort de marketing în sensul ăsta. Cam cum vă orientați? În ce zone vă promovați? Care e profilul clientului care apelează la serviciile aeriene și ajunge pe aeroport? Sunt foarte multe categorii de pasageri, tocmai de aceea încercăm să atragem și mai multe companii pentru a răspunde tuturor nevoilor. Este foarte important să avem frecvențe cât mai mari, pentru că aceste rute se acopere și foarte multe adresabilități, fie că vorbim de etnic, turistic, academic și de business. Evident că am și început deja să investim în promovarea curselor externe, prin toate mijloacele, în întreaga Moldovă, pentru că, iată, cursa Istanbul s-a știut din start că nu poate fi suportată doar de locuitorii din Iași, ci este o rută cu adresabilitate regională, deci trebuie să promovăm această rută peste tot cât de mult putem. Și cum, apropo de cursa Iași-Istanbul, cum merge? La care este nivelul de ocupare? Este o perioadă mai dificilă în acest moment, pentru că de obicei începutul de an creează astfel de probleme. E valabil pentru mai toate cursele, dar pentru a ști exact cum se situația în ceea ce privește ruta Istanbul, ar trebui să treacă vreo 6 luni, pentru că acea companie să ia o decizie, să vadă dacă într-adevăr a fost o rută profitabilă sau nu.
dacă e să vorbim despre destinații și despre curse, care este cea mai solicitată destinație de către ieșeni? Ei bine, cursele. Da, aș putea, sunt mai multe. Aș putea să folosesc pluralul. Dar cursele cu cel mai mare grad de încărcare, să spun așa, sunt Treviso, așadar Veneția, Paris, München, dar în general cam toate cursele au un grad, grad ridicat de ocupare. De asemenea, Londra prezintă interes, cu număr tot mai mare de pasageri. Câte vreme, trei companii diferite operează cu succes această destinație. Spune-mi, te rog, dacă colaborați cu agențiile de turism și aveți, eu știu, curse charter către Grecia, către, eu știu, alte destinații. Da, avem parteneriate cu astfel de agenții de turism și, în special, în perioada verii vom avea astfel de curse spre Atena, foarte multe destinații, dar speranța noastră este ca o companie chiar să-și opereze zboruri pe această destinație. Zboruri care să fie deschise exact, pe tot timpul anului. Exact, exact. Da. Sunt solicitări spre această direcție. Bun, în final, hai să mai facem încă o dată trecerea revista curselor care se vor lansa anul acesta. Da? Să începem așa, în din ordine cronologică. Din martie, Barcelona, Bruxelles, Köln. Da. Iar din iulie, Catania și Larnaca. Ok, deci încă... Încă 5 curse noi, confirmate încă de anul trecut, fără să luăm în calcul deocamdată ceea ce am anunțat în ultimele zile, okay. Timișoara și Madrid. Ok, spune-mi, te rog, dacă la cursele anunțate ca fiind, că se vor lansa anul acesta, putem cumpra bilete? Se pot bineînțeles, cumpra? Bineînțeles. Da? Odată ce o cursă este anunțată, este clar că ea poate fi găsită pe site-ul companiei. Ne cumpărăm bilet și abia așteptăm vacanța. Spune-mi, te rog, pentru că e vorba despre cursele interne, Iași-Timișoara, când se va lansa? Cu trenul, cu celebrul tren Iași-Timișoara se fac foarte multe ore, adică pleacă la ora 6, unul dintre trenuri pleacă dimineața la 6 din Iași și ajunge seara la 22 în Timișoara. Da, deci face destul de obositor. 14-18 ore. Nu știm cu exactitate când va fi lansată această cursă, cel mai probabil, nu știu, din iunie, deci în partea a doua anului, iar Madrid va intra în programul de iarnă. Ok. Mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Ok, dar vă doriți ca Iași-Timișoara să fie lansată anul acesta? Da, foarte mult. Poate reușim și Iași-Constanța, special în perioada estivală. Ok. Da. Mulțumesc tare mult, Elena, pentru prezența în studio în această dimineață. Și vă mulțumesc pentru invitație. Te așteptăm cu mare drag oricând mai ai noutăți, ne dai despre aeroport. Cu mare drag. O zi frumoasă. A fost alături de noi Elena Troia, reprezentant de PR al aeroportului Iași. Luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem imediat în studio.